Tinul la punctul culminant, domnilor și domnilor, George Simion este, după cum v-am promis, în studioul România TV din nou. Bună seara, domnul președinte! Bună seara, domnul Stop! Ce au făcut comandamentele rezis după nuntă președintelui AUR, domnilor și domnilor? George Simion demască în această seară manevrele ascunse ale reziștilor. Și ajungem și la un episod complex și dureros din familia domnului Simion. Aștept să și detalieze spusele pe care le-a lansat într-o ediție trecută a emisiunilor noastre. Veți vedea imediat despre ce este vorba și despre modul abject în care reziștii au atacat familia domnului Simion. Vorbim evident despre operațiunea de dărâmare a Guvernului României pe care a promis-o domnul Simion și de organizarea alegerilor anticipate. Mișcare spectaculoasă astăzi a partidului pe care îl conduce domnul Simion, inițiativă legislativă pentru blocarea importului de greier și de mâncare din insecte și alte goange. Iar noua pandemie pregătită în secret, domnilor și domnilor, ies în continuare la iveală informații uluitoare. Le vom dezbate pe toate așezat în această parte a doua a emisiunii noastre. Încă o dată îi mulțumesc domnului Simion că e împreună cu noi. La fel cum mulțumesc și celor doi sociologi de marcă rămași în studiourile România TV, domnul Mirel Palada și domnul Vladimir Ionaș. Mulțumesc mult, domnilor. Breaking news. Face ceva ce domnul Simion și rămâne în atenția opiniei publice. Abia anunțase plecarea urgentă în Statele Unite ale Americii, făcând și demersurile în Parlamentul României pentru a participa la o conferință unde a fost invitat, că i-a venit lopata în frunte. ONG-ul care lansase invitația domnului Simion a reevaluat situația și prestația publică a domnului Simion și a anunțat că a retras invitația de participare. Domnul Simion acuză de aici, de la București, o acțiune a sistemului, a statului paralel, a organelor mai mult sau mai puțin represive ale statului împotriva domniei sale. Care e adevărul, domnul Simion? Cine v-a lucrat? Hai pe românește, că am vorbit mult și prost. Timpul scurt în care am primit invitația, am vrut să luăm viză turistică ca să nu trecem prin oficinele reziștilor, cum le spuneți dumneavoastră. Și v-au refuzat viza? Nu ne-au refuzat viza, dar era, am fi putut depune și lua viza pe 19 septembrie, era prea târziu, aveam cina la care participa și fostul secretar de stat din partea republicanilor, administrația Donald Trump, domnul Mike Pompeo, pe 18. Așa că am trecut prin canalele oficiale, prin Camera Deputaților, depunând prin Camera Deputaților imediat G4, Digi24 și alte organe cu 4. Care nu vă simpatizează. Nu că nu ne simpatizează. Au o campanie zi de zi prin care să... Da, liderul partidului extremist AUR. Asta e cam, ăsta e titlul la ei. Nu ne deranjează că ok, bun, stați un pic, da. Digi24 și cu G4 Media au influență la nivelul informal al ONG-urilor prietenilor, de forță din Statele prietenilor Unite. Din Ambasada României din America, prietenilor din Guvernul României. Fundația care ne-a invitat, care are conexiuni cu Israelul. E fundație evrească, înțeleg. Da. Da. Directoarea spune că a primit vreo 15 telefoane de la oficial din statul român, un domn care s-a recomandat ca fiind secretar de stat în Guvernul României. Păi și nu l-a întrebat cine, nu l-a verificat? Mi-au trimis două CV-uri din oameni a căror identitate au notat-o, domnul Pavel Popescu și domnul Alexandru Muraru. Pavel Popescu, fostul președinte al Comisiei de Apărare. Deci greșeala noastră... Fruntași liberali. Da, bun. Le-au împuiat capul că suntem foarte periculoși, că n-ar trebui să ne invite. Noi n-am confirmat participarea pentru că era prea din scurt să obținem viza și cu asta basta, am zis că revenim altă dată, dar e foarte grav ce s-a întâmplat. Același lucru s-a întâmplat și pe linie de Israel, când ambasadorul României în Israel, un demnitar al statului român, a încercat să influențeze pe cei de la partidul Likud, a fostului premier Netanyahu. Aveți și niște probe în acest sens sau e doar o bănuială a dumneavoastră? Probe, președintele tribunalului Likud, care a venit până la urmă la București și i-a spus ambasadorului, da de ce? În ce calitate îndrăznești tu să-mi faci mie agenda mea de parteneriate externe?
poate confirma, poate să-l sune oricine din presă și poate confirma, dar nu asta este interesul lor. Interesul lor este să ne facă să părem nefrecventabili. Sigur, poate suntem nefrecventabili, cum sunt și ei pentru noi nefrecventabili, pentru partidele actuale, pentru coaliția care îl ține în funcție pe Virgil Popescu, cel care cauzează actuala criză energetică în România. În România nu are de ce să existe această criză energetică, nu avem de ce să plătim facturi cu adaos de 800%, iar România putea fi independentă energetic, dar noi facem tot mai pe dos. Hai să ne întoarcem la povestea asta de reprezentare internațională, pentru că ajungem la vorba domnului Chiriac, pe care am bătut-o de multe ori până acum, inclusiv în emisiuni în care ați participat împreună, conform căreia, odată ce vă e pusă pe frunte ștampila de antisemit, legionar, extremist și așa mai departe, este extrem, extrem de greu să deveniți sau să redeveniți, dacă sunt o dată frecventabili, pentru cercurile de putere din Occident. Din toate întrebările pe care le-am adresat unor oameni cu experiență politică, toate cercurile externe discută cu tine în momentul în care reprezinți puterea de la București. Iar alegerile se câștigă aici, în țară. Da, cu siguranță. Iar eforturile lor de a ne portretiza în fel și chip o să se lovească de realitate. Noi avem relații bune cu Partidul Republican și credem într-o viitoare administrație Trump, care va reveni... Aveți relații directe cu Partidul Republican? Da, și cu familia Trump. Iar alegerile din noiembrie, midtermurile din Statele Unite, o să arate acest lucru. Puteți detalia tipul de legătură cu familia Trump, că sună tentant, juicy. Mai mulți parteneri de afacere a lui Donald Trump au fost, de exemplu, la nunta mea. Și ne transmit salutările lor. Nu mi-ați prezentat și mie. Că, da, o să vă prezint. Au vrut să stea mai rezervați. De altfel, Donald Trump își alege dintre colaboratorii apropiați românii. Îi apreciază mult pentru că sunt, cum îi știm toți, harnici, tenaci și în acest sens o să, nu, cu fără grijă a fraților Muraru și altora care sunt adversarii noștri politici intern, o să, de fapt, suntem singurul partid echivalent a politicii lui Donald Trump și a Partidului Republican aici în România, că celelalte partide sunt partide globaliste care încearcă să introducă aceste politici alimentare, cum vedem cu gândaci, și referitor la energie, că ar trebui să economisim, deși n-are niciun rost dacă e o criză temporară, să economisim acum. Economisim degeaba, curentul tot există și dacă vrea cineva să-l plătească, să-l plătească. A existat întrebarea pus în spațiu public, cine va plăti sau cine urma să vă plătească taxa de participare la un eveniment care are, mă rog, diverse etape de localizare, să spunem, a invitatului mai sigur, aproape sau mai departe dintr-o publicație, public. Nu-i mai dau numele că le fac reclamă, era așa. Simion a plătit $10,000 ca să fie la cina cu fostul secretar sau cine a plătit $10,000 pentru Simion Pompeo. Da. Noi ne-am anunțat partenerii externi, cunoaștem practica din Statele Unite, chiar Liviu Dragnea a fost implicat într-un scandal că, cu domnul Trump. Cu domnul Trump, care ar fi plătit 100.000 are și un dosar penal. Dolari. Noi, ca să ne ferim de dosare penale, da, pentru că suntem țintă, le-am zis de la începutul partenerilor noștri, inclusiv din Statele Unite, că nu plătim pentru a participa la astfel de evenimente, chiar dacă asta păi este practica. Că era minimum $1,800. Cum intrați acolo dacă nu plătești? Noi am primit o invitație din partea organizatorilor, prin care scria free of charge, of course. Și am prezentat respectiva invitație, pentru că poți să intri plătind. Da. Cum fac, de exemplu, guvernanții noștri? Nu plătesc taxa de participare, plătesc cu active ale statului, plătesc în natură, din banii noștri. Sau poți să intri demni pe baza unor relații de la egal la egal. Și să fie clar, domnul Ciutacu, noi nu o să ne milogim niciodată în fața partenerilor externi și nu o să mergem să pupăm condurul nimănui. Faptul că avem relații bune la nivelul Partidului Republican și la nivelul viitorului președinte al Statelor Unite, Donald Trump, e altceva, dar nu ne ducem să ne milogim, să ne bage și pe noi în seamă, să plătim pentru o poză sau pentru un favor. Pentru că noi, în momentul ăsta, România,
E în sine o absurditate faptul că românii trebuie să mai intre cu vize în Statele Unite. E o absurditate că eu, ca demnitar al statului român, trebuia să trec printr-o perioadă de la 5 până la 15 zile în care să-mi iau această viză. Dar în momentul ăsta statul român plătește pentru statutul de parteneriat strategic cu Statele Unite, luând tehnică militară de care nu avem nevoie. Nimeni nu îndrăznește să spună asta în spațiu public, pentru că, la fel cum ați arătat și dumneavoastră în prima parte a emisiunii, reportajul făcut de jurnalistul din America, de la Fox News, ați fi fost acuzat dumneavoastră că sunteți putinist. La fel și eu, dacă zic că nu e normal să avem un parteneriat strategic cu America și să se mențină vizele. Da, normal. Nu, e bine așa. Am văzut voci din spațiu public care spun și care e problema? Bine ne fac americanii că nu ne scot vizele. Asta este mentalitate de slugă și din cauza acestei mentalități de slugă am ajuns unde suntem. Domnule Simion, nu mai e mult până pe 2 octombrie. Mișcă bine organizarea protestului pe care dumneavoastră l-ați vrea uriaș și care să zguduie de întemelii puterea politică de la București? Eu cred că vom avea mulți oameni, cred că suntem singura organizație care poate mobiliza în momentul acesta pentru un protest antiguvernamental mulți oameni, pentru că mare parte din peste 10.000 de oameni. O să vină oameni din fiecare județ al țării, o să mobilizăm autocare pe care oamenii și le plătesc singuri. Și am primit până acum, am lansat pe pagina mea de Facebook pentru oricine care îmi trimite un mesaj, o provocare. Vii la protestul din 2 octombrie împotriva regimului Iohannis? Și până acum mi-au confirmat acolo de ieri până azi 17.000 de oameni. Probabil nu vor... Și la nuntă v-au confirmat 20.000 sau vor... 30.000 și au venit câți au venit. Adică între confirmări știți și dumneavoastră foarte bine, domnul Simion, și participarea efectivă este cale lungă. Domnul Ciutacu, noi avem un proiect politic. Un proiect politic care în momentul ăsta o să avem și discuția cu distinșii domni sociologi imediat, care sunt în platou. Suntem în spatele PSD-ului ca a doua forță politică. Ei bine, cred că românii, dacă vor până la urmă să nu ajungă o iarnă în care să aibă facturi record, prețuri record, că lasă cu plafonarea asta care e cea mai mare hoție care ni se putea întâmpla, poate în sine factura o să fie de 1.000 de lei, 1.500 de lei, nu o să fie aia cu adaos de 800%, de 5.000 de lei. Dar restul până la 5.000 de lei, prin cea mai mare hoție care se numește plafonare, va fi plătit din bugetul statului. Apropo de ceea ce spuneați referitor la protestul pe care l-a organizat, o informație de ultimă oră, breaking news. Chiar în aceste momente, imaginea pe care le priviți sunt de la protestele antiguvernamentale și antiregim din Azerbaidjan. Este un nou focar de conflict, domnilor și domnilor, între Armenia și Azerbaidjan. Nu se știe niciodată, în esență, cine sunt agresori și cine sunt agresații în relația bilaterală dintre cele două țări. Cert este că dacă până acum deranjera în Armenia, pare să fi mutat în Azerbaidjan, acolo unde nu știu cât va mai reuși mâna de fier a președintelui Aliyev să țină situația, hai să spunem, relativ pașnică. Domnul Simion, o să vedem astfel de imagini și la București? Nu-ți dă loc puține acolo? Uitați chiar pe transmisia dumneavoastră de Facebook acestei emisiuni, scrie cineva: una din capetele de acuzare la Ceaușescu a sunat așa: ați ținut în întuneric și frig și ați înfometat poporul român. Eu am dat imaginile de la proces cu citatul din Ceaușescu. Ați vorbit în prima parte a emisiunii despre diferența dintre ce se întâmplă acum cu cea mai mare hoție din ultimii 30 de ani și regimul Ceaușescu. Regimul Ceaușescu, în momentul în care tăia curentul, avea o justificare pentru că aloca energia pentru marile întreprinderi, pentru fabrici. Aici pentru ce? Pentru bursa de la Viena, pentru Virgil Popescu, pentru traderii din Olanda. Care este scopul?
Suntem o țară care poate fi independentă din punct de vedere energetic. Nu suntem Spania, nu suntem Portugalia. Și vă întreb, domnule președinte, aduceți atât de multă lume și atât de nervoasă la București? Adică credeți că s-a ajuns la gradul ăla în care, cum să spune ușor peorativ, explodează mămăliga? Eu nu cred credeți că mai aveți ceva de așteptat? Domnul Ionaș spunea în prima parte a emisiunii că nu vor ieși românii și că nu va fi vreo mișcare puternică toamna asta. Eu cred că va fi toamna protestelor și cred că ne-a ajuns cuțitul la os. Mă întâlnesc cu români zi de zi și fiecare dintre ei îmi zice: nu mai pot, domnul Simion, nu mai pot. Nici eu nu mai pot, pentru că nu pot face mai mult cu 10%, numai ce a fost azi în Parlament cu legile justiției. Sunt atât de multe probleme încât, ca să-i mai calmez pe cei care îl susțin în continuare pe Virgil Popescu în Parlament, singura cale este o demonstrație mare, sper pașnică, nu cum se întâmplă în momentul ăsta la Baku. Stați un pic, că spuneați că domnul Ionaș nu crede. Vă dau o veste proastă, nici domnul Palada nu crede în revolta poporului și în, hai să spunem, dorința lui de dezrobire. V-ați schimbat perspectiva între prima și a doua parte a emisiunii, domnul Palada? Atât de repede decât dacă mă sună Marius Pieleanu, dar... Da, e ocupat. E mult ocupat, prea mare. Atunci înseamnă că nu mi-am schimbat-o. Am o explicație foarte simplă. Tot ceea ce există potențial de supărare activă în România, da, a votat cu picioarele. Și în ultimii 10 ani de zile, 3 milioane și jumătate de români de vârstă activă, în putere, în puterea muncii, au plecat în Spania, în Italia, pe urmă au plecat în Germania, în Anglia. Drept urmare, cei care ar putea să iasă în stradă și să-și exprime de manieră cât se poate de indignată furia la adresa ceea ce se întâmplă în momentul de față, s-a cam terminat, nu prea mai sunt pe stoc. Știi, da, mai sunt pe stoc? Da, s-a împuțit și în Italia și în Spania, domnul Palada. Cum? S-a împuțit și în Italia și în Spania. Da, le vine foarte greu să recunoască faptul că acolo e greu și că trebuie să se întoarcă acasă și o ar face orice numai să nu se întoarcă acasă. Știm foarte bine mentalitatea asta de om care nu vrea să recunoască faptul că e groasă și că să se întoarcă înapoi acasă cu coada între picioare. E unul din principalele probleme psihologice ce împiedică să vină înapoi în țară. Problema este că pe stoc în momentul de față mai avem doar cei care stau de vorbă cu domnul Simion, își exprimă neputința și indignarea și spun că așa nu se mai poate, dar sunt prea bătrâni să mai iasă în stradă. O să iasă și pensionarii, pentru că am vorbit cu asociația ale pensionarilor, iar sindicatele trebuie să se lămurească. Dacă toamna asta, poate nu la protestul nostru din 2 octombrie, care va fi cel mai mare, dar dacă sindicatele nu ies în stradă toamna asta și îndură, și suportă ceea ce li se pregătește, toată lumea o să vadă că de fapt sunt în trena guvernării. Ori nu ăsta este rolul unui sindicat și se uită foarte multă lume. Credeți că îi țin foarte mult la imagine sau care e ideea? O să-i faceți de râs? Membrii sindicatului, de exemplu, am văzut membrii din sindicatele de învățământ care s-au retras în urma rușinii care s-a întâmplat la acest început de școală. Se uită mulți membri de sindicat din țara asta. Structurile de sindicat sunt încă funcționale. Îi invităm alături de noi, dacă liderii de sindicat refuză participarea, chipurile politizarea, deși le oferim lor întâietatea, inclusiv la acest protest, să îi vedem în stradă. Eu, în afară de sindicatul de la metrou, în afară de sindicatul de la STB, proteste care au fost reprimate și care s-au soldat cu consecințe, și polițiștii câteodată când dau fumigene, nu prea mai văd sindicate în stradă. Domnul Ionaș, nu credeți în capacitatea organizatorică sau în puterea de mobilizare a domnului Simion, sau nu credeți în revolta mognită care să dea pe afara românilor? Nu cred în voința societății românești de a protesta. Nu există în momentul de față, adunați toți acei factori care pot convinge o parte importantă a societății să iasă în stradă. Este liniște, prețurile, da, sunt mari, nu numai la energie și la gaze, ci la toate lucrurile, dar din punctul meu de vedere încă nu este presiunea destul de mare. Și eu nu înțeleg, de exemplu, la domnul Simion un lucru, vorbește de domnul Virgil Popescu. Să spunem că pe 2 octombrie scoateți, nu 20.000, 100, 500.000 de oameni în stradă și
evident, o să facă un pas în spate, au nevoie, oricine ar avea nevoie în momentul ăla de un vinovat și îl dau afară pe domnul Virgil Popescu. Credeți, nefiind un fan al dumnealui, credeți că a doua zi prețurile vor scădea, se rezolvă ceva cu această demisie a domnului Popescu? Că eu nu cred că se rezolvă nimic. Acțiunile domnului Popescu sunt girate prin acte normative oficiale de întreaga coaliție de guvern, prin intermediul guvernului. Cu siguranță este o etapă, dacă renunțăm la plafonarea asta și dacă renunțăm la liberalizarea prețurilor și menținem curentul produs în România, dacă menținem energia din România pentru români, cu siguranță se pot face aceste lucruri. Deci noi o să venim cu măsuri concrete. Militați pentru reglementare? Cu siguranță. Asta zice și PSD-ul, că este soluția, dar el la guvernare. Luați-l pe domnul Tudose, că e singurul care urlă de la PSD pe tema asta. Păi unde să-l ia? Să-l pună în locul lui Virgil la energie, nu? Nu știu, habar n-am, poate vine la aur. Asta este singura zonă, nu, că e comod acolo la PSD. Avem foarte mulți oameni pe lângă cei plecați din diaspora. Și apropo de ce a zis domnul Palada, o să vină sute, dacă nu peste 1000 de români din diaspora, care sunt cu ultima sufletul dată când au venit țară, românii din diaspora, ieși cu bătaie de 10 de fiecare auzi. Dată când organizez eu un protest, nu ies proteste violente și cred că e mai bine așa, însă să-i ferească Dumnezeu pe guvernanți de furia poporului român care e în clocot. Ce ați spus dumneavoastră mai devreme? Eu spun numai răutăți în general. Ziceți-mi la care vreți să vă referiți. Lăsați, că și răutățile au rolul lor. Domnul Tudose, dacă e un bun expert, împreună cu domnul Ciolacu, care anunță reglementare, să implementeze, că e cel mai mare partid de guvernământ. De fapt, este... Ați auzit că nu-i lasă soarta, că premierul e Ciucă, care e de la PNL și decizia premierului nu prevalează. Nu există așa ceva. Aceste partide ascultă de Ursula von der Leyen, de discursul ei de la Bruxelles, de felul în care trebuie să ne căciulim în fața altora și nu le pasă nici de români, nici de europeni. Ei sunt cei mai anti-europeni pentru că fac reclamă negativă proiectului european. Domnul Simion, am și o veste bună pentru dumneavoastră în noi anul ăsta de nenorociri. Simbolul tinerilor frumos și liber veșnic, tânărul Mihai Șora, se plânge pe Facebook că a primit o factură la curent electric în valoare de peste 6.000 de lei. Domnul Șora nu înțelege cum este posibil acest lucru în condițiile în care are doar un bec la masa de scris, un frigider, un laptop, ăla pe care de dispariție, o tabletă, un telefon mobil și o mașină de spălat rufe. Filozoful Mihai Șora subliniază faptul că nu are televizor, evident, dar știe ce porcării spunem noi pe post, nu are aer condiționat sau alte electrocasnice și spune că este pentru prima dată când primește o astfel de factură. Mai mult, domnul Șora accentuează că din când în când îndrăznește să facă și citesc din filozoful Șora, caca și pipi cu un bec aprins. Poate aveți un coleg nou la protest, poate iese domnul Șora la girafă. Asta voiam să zic, domnul Șora, vă așteptăm pe 2 octombrie la girafă. Că nu vă dați întâlnire cu domnul Șora la girafă. Vă dați seama ce frumos ar fi o întâlnire la girafă, romantică, da. Șora Simion la girafă. S-ar putea la vârsta dumnealui, noi o să mergem de la Universitate la Victorie, dar s-ar putea la vârsta dumnealui să nu poată. Așa că să ne aștepte la girafă. Ne-au reproșat câțiva la Țebea. Domne, dar că iar ce? Ne chemați la proteste să ne plimbați prin oraș, să dăm din vuvuzele și să plecăm acasă? Bună nu plecăm. Întrebare. Suntem cât se poate de sătui și noi. Nu vreau să stau parlamentar de o viață. Nu vreau să fiu în opoziție. Dar ce aspirație aveți? Dacă nu președinte de țară nu vreți să fiți. Parlamentar nu vreți să stați o viață. Ce dumneavoastră vă faceți? Filozof ca Șora? Vreau să schimbăm această țară. Fotbalist profesionist, ce vă faceți? Faptul că am făcut pași corecți într-un proiect politic și suntem o amenințare pentru actualul sistem, mă face să cred că mergem pe drumul cel bun. Ia țineți-vă un pic vorba. Mai departe vrem să le luăm puterea, domnul Ciutacu, asta vreau să facem. E păi și dumneavoastră, dacă nu mai vreți să fiți nici parlamentar, nici președinte de țară, ce o să fiți? Că nu vreau să fiu lider toată viața, spiritual, nu, asta e scopul meu, să trăiesc de pe urma poporului român, cum fac unii de 33 de ani. Vrem să schimbăm această țară. Singura soluție este ca românii... Vă informez politicos că acum tocmai o faceți. Că înțeleg că singurele noastre venituri sunt cele de natură bugetară, da? Și forfetară și de toate tipurile pe care vi le acordă statutul nostru de deputat. Asta vă spun, domnul Ciutacu, nu este ținta mea în viață. Mă descurcam foarte bine și până acum 2 ani când nu am ajuns, când nu eram parlamentar. Nu vreau decât să putem schimba
lucrurile. Nu pot cu 10% în Parlament. Am nevoie de oameni în stradă pe 2 octombrie. Așa și Băsescu. N-am majoritate. Dați-mi majoritate. S-a ales praful și pulbere. Băsescu, din păcate, este produsul sistemului. Domnul Palada, țineți-vă vorba, domnul Simion. Domnul Simion zice că să dă amenințare la adresa regimului politic. Din ultimul sondaj pe care l-ați făcut dumneavoastră, cât de amenințare-i domnul Simion la adresa establishmentului, cum s-ar zice, la Potomac? Eu sper din tot sufletul să nu fie ultimul sondaj, ci doar cel mai recent. Cel mai recent, domnul Palada. Da, cel mai recent sondaj făcut la sfârșitul lunii august arată o situație interesantă pe scena politică românească. Avem un PSD ușor peste 30%, la 32%. Avem un AUR care a crescut puternic la 25% ca urmare a expunerii 25? Foarte puternice. Doar 25, domnule. De cât, cum ar zice domnul Joanu? Doar de cât. Avem un PNL care resimte din ce în ce mai puternic limitările acționale, ca să nu zic altfel, și de pricepere guvernamentală, și este deja cu două picioare, cu trei picioare, sub 20%, este la 15%. Oh! O, da. Avem, și te feliști ăștia, tinerii frumoși și liberi? Tinerii frumoși și liberi sunt la 11%, USR-ul. Din ce să mai țin, fratele meu alb? Să țin dintr-un nucleu de intenși fierbinți care nici acum nu mai... A, foștii băsiștii aia care... Nici măcar, sunt mai rău dată. Sunt anacondiștii, ca să zicem așa. Da, și care nu vor să recunoască faptul... Urmașii pământenei, doamne general, la Anaconda? Nu vor să recunoască... Cum îl chema pe la Postelnicu? Care a avut o expresie foarte puternică la vremea respectivă, da, când a ieșit în fața națiunii și a zis... Am fost un dobitoc. Onorată instanță, am fost un dobitoc. Ei bine, dânsii sunt acel nucleu mic de tineri frumoși și liberi care au fost păcăliți și care nu vor să recunoască faptul că au fost păcăliți. Pentru că USR-ul alminte restul de jumătate, prin simplu fapt că nu mai votează cu USR-ul de la 23 cât au luat la alegeri. Dar au luat la europarlamentare, Mirele, n-au luat la alegerile generale. Că la generale au luat cât, Dumnezeu? Cât au luat? Doar 22%. La generale? La parlamentare? 2016. Nu, 15% 15, au luat. Mirele, au în 2020 cât au luat? 15. Nu, 23 a luat la europarlamentare, 22-23. În 2020 la parlamentare au luat 22%, e și PSD-ul, și PSD-ul 23, cu un punct peste. De erau toți în fibrilație. La europarlamentare, Mirele, de s-a dus Dragnea la pușcărie. Confuz momentele. La ultima i-au luat 15%. La ultima un pic mai mult decât Simion. Au luat 15, atunci au scăzut mai puțin. Ok, erau deja pe scădere. Îmi cer scuze că... Nici o problemă. Da. Noi ne bucurăm de scăderea. Celelalte partide, UDMR-ul este la 6%, da, peste, iar toate celelalte partide sunt sub 5%. Nu le citesc pe toate, nu le spun pe toate, că sunt multe și mărunte. Nici fosta construcție politică a domnului Dragnea, actualmente vehiculul domnului Ștefănescu? Nu, nici fosta, nici fosta construcția domnului Băsescu, nici fosta construcția domnului Ponta, nu? Nici fosta construcția domnului Orban, toate aceste foste construcții. Păi nu sunt actuale construcții unele de ok, ele. Dar ei sunt foștilor. Dar da, ele sunt construcții ale foștilor. Domnul Palada, dar diaspora ați calculat-o, n-ați calculat-o? Nu, în diaspora nu facem sondaje, nu avem capacitate. Noi avem un bazin foarte important. Cât ați luat data trecută? 25% pe diaspora. 25% pe diaspora? 25%. Și dacă o pui în procente din total electorat, cu cât v-a ajutat ca să ajungeți la 11%? Cât a fost în diaspora? Puțin, pentru că n-a fost un vot masiv, dar undeva la 1% am luat numai din votul. Deci ați luat 1% din diaspora? Noi avem un bazin foarte mare, okay, avem mulți susținători în cadrul românilor din diaspora. Sper și o să promovez prezența la vot. Singura modalitate prin care au ajunge la guvernare... Nu băgați pe aia cu obligativitatea votului. Nu, dar sper ca să ajungem la un 50% din populația României care ajunge la vot și la un milion de români care votează în diaspora. Mai țineți-vă un pic, că mergem și la celălalt sociolog. Domnul Ionaș, bănuiesc că nu e de acord cu cifrele domnului Palada și are alte cifre, nu? Pentru început. Avem metodologii diferite, dar nu, din punctul meu de vedere, astăzi, indiferent care ar fi ierarhia și intenția de vot, suntem foarte departe de alegeri. Mai sunt 2 ani și ceva până la momentul alegerilor. Pe valul actual, cum o fi el? Este domnul Simion o amenințare pentru puterea politică? Și ținând cont de ce se va întâmpla în următorii 2 ani, care bănesc că nu va fi de bine nicăieri.
în zona asta geografică? În general, partidele de opoziție, și domnul Simion a acaparat rolul de lider al opoziției împreună cu Partidul Domniei Sale, reprezintă un pericol, mai ales în perioade de criză. Iar toamna și iarna următoare vor fi perioade de criză, deci un partid de opoziție, dacă își va juca cartea foarte bine și pe fondul unei guvernări, să spunem, cu greșeli, poate reprezenta un pericol uriaș. Dar totul depinde, în primul rând, de cum va comunica și va acționa domnul Simion în perioada următoare și mai ales de cum vor guverna partidele care astăzi au puterea. Orice greșeală a lor poate fi decontată și poate fi un avantaj pentru domnul Simion și pentru Partidul Aur. E normal, dar depinde, v-am spus, de ambele părți cum vor... Evident, nici ca în perioada următoare, dar pe perioada iernii. Depinde, sunt foarte mulți factori. Și apoi mai urmează un an, da? Indiferent, să spunem că în această iarnă greșelile vor fi masive. Păi și... până în 2024, pentru că eu în povestea, oricât de mult l-aș respecta pe domnul Simion, eu în povestea cu alegerile anticipate nu cred. Și nu sunteți singur. Mie mi se pare imposibil ca în România să se ajungă la alegerile anticipate în momentul în care guvernarea are peste 70% din Parlament, trebuie să ai acceptul și al președintelui României pentru a organiza alegeri anticipate. Eu în varianta că toți deputații din Parlamentul României și-ar da demisia la unison, nu cred niciodată. Sigur va fi unul care va zice, domnule, eu nu vreau. Și s-a terminat povestea. Deci nu văd cum s-ar putea vreodată ajunge la alegeri anticipate în România. Prin ruperea coaliției actuale, prin dezlipirea PSD de PNL, prin fracturarea partidului unic care ne guvernează de 30 de ani. Se rupe PSD de PNL și ar trebui ca toți deputații să-și dea demisia și senatorii, da? Sau ar trebui să voteze pentru un nou guvern și nu îi văd făcând asta. Vreo trei la rând. Vreo trei la rând poate să tragă de timp. Foarte mult. Ok, bun, stați un pic, că mai am o inițiativă de domnului Simion. V-am spus, face omul ăsta ce face și rămâne în prim plan. Astăzi am citit... cu oarecare surprindere, anunțul potrivit căruia partidul pe care îl conduce domnul Simion a introdus o inițiativă legislativă de interzicere a comercializării, dacă nu greșesc, corectați-mă dacă greșesc, mâncării astea de tip New Age, ca să fim pe scurt. Guance, carcalaci, greieri, ce păcatele mele. A tuturor prafurilor care se au la bază gândacii și introducerea lor în alimentația publică. Păi vreți să fiu eu gică contra, domnul Simion? E foarte important să fac o specificație. Păi cine vrea să mănânce gândaci? Păi... să mănânce gândaci. Păi aici... e pentru toată lumea. Nu vrem să interzicem. Aici și vreau să mă aplic. Nu vrem să interzicem dumneavoastră... libertatea fiecăruia. Păi ați zis că e interzicere. Interzicere nu se în poate face. În alimentația publică, în școli. A, deci... în cămine de bătrâni, așa. Și în grădinițe și așa mai și departe. Și la Palatul Parlamentului e valabil? Propaganda asta. La bufetul ăla de la Palatul Parlamentului intră la alimentația publică? Unde sunt 10 lei porții duble? Acolo, da. Acolo... dacă vă dă la 5 lei porția dublă de guange. Acolo, din fericire... puteți să le interziceți din fericire, prin lege? Domnul Ciutacu, știți cum e. Parlamentarii fac legi. Da. Doar pentru populație, nu pentru ei. Acolo fripturile o să rămână mult și bine la loc de cinste, cel puțin până o să ajungă cu majoritatea. Cât mai e, domnule, la Parlament? 10 lei undeva. Hai pe bune. Da, nu, acolo nu se plătește curentul. Mi-a calculat cineva. Și cine plătește de acolo, toată iluminarea aia casei poporului? Dumneavoastră, domnul Ciutacu, felicitări. Mulțumesc, sunteți drăguț. Da. Mai ales că stau în sectorul 5, adică e... felicitări și dumneavoastră plătiți aceste scumpiri. Hai să ne întoarcem la asta. Cum se materializează actul ăsta normativ, domnul Simion? Ce vrea el, așa că... deci dumneavoastră spuneți, știți? Doar în spațiile gestionate de stat, școli, spitale, ce or mai fi? Exact. Consumarea de oamenii care ajung să fie subvenționați într-un fel sau altul de stat de aceste produse și interzicerea propagandei, adică de la Bruxelles, care ne spune... deci cum interziceți asta propaganda? Prin reclame, de exemplu. Cum se interzice și propaganda la tutun? Simplu. Prin legislația audiovizuală. Păi da, dar curentul New Age spune că sunt bune de mâncare. Curentul cu tutunul zice că e rău, că dăunează grav sănătății. Cum da, fac? Și noi venim și spunem că nici guangele nu sunt bune sănătății, dăunează grav sănătății. Aveți vreo dovadă de tip științific, domnul Palada, că guangele dăunează grav sănătății? Dar este o dovadă nu de tip științific, ci de tip cultural. La fel cum spaniolii au voie
să își taie porcul și să omoare taurul de manieră ritualică și românii au voie să refuze să mănânce guange. Păi da, v-ați gândit că poate sunt și români care vor să mănânce guange? Păi să importe din Germania. Păi da. Nu avem nicio problemă, dar asta să nu se ducă până în Germania, să cumpere în Germania și să se întoarcă. Nu înseamnă că, de exemplu, favorizăm ferme de gândaci. Am trăit un episod rușinos, domnul Ciutacu. Ziceți. M-am dus în primele zile de parlament și se vota o lege, o subvenție de un leu pe cap de vită furajat. Așa. Pentru o vacă, luai ca fermier un leu, pentru că Bruxelles interzicea și are politica asta de a descuraja creșterea de vaci pentru că sunt cel mai mare poluator. Da, am înțeles că unele pârți, altele râgâie. Ideea e în felul următor, să nu dai subvenții de stat. Așa. Pentru ferme de gândaci, de exemplu. Păi bun, haide să, uite, vă dau un exemplu. Domnul Bill Gates, știți, care în general... Cel care promovează teoria COVID-ul, Da? Domnul Gates este investitor, are participare la participație, ca să fiu mai exact și mai corect, la o prima mare investiție de tip New Age în Olanda. Că știți că îl înjură ăia, că și-a făcut fabrică, mă rog, nu și-a făcut-o singur, și-a făcut-o cu alți miliardari. Am văzut protestele fermierilor din Olanda. Așa și că de-aia s-ar închide... Da. Fermele din Olanda. Dacă domnul Gates, care a mai fost în România, da, vine și spune, frate, vreau să bag 100 de milioane de euro într-o fabrică de carcalaci și prăjiți. Păi nu poți, pentru că în România e lege, dacă trece Parlament. Refuzați investiția domnului Gates? În România avem ferme de porci, dacă oprește domnul Daia pesta porcină. Că deci cum s-o oprească domnul Daia? O fi omorând porcii mistreți, de exemplu, cei care răspândesc. Păi dar mai omor toată porcii mistreți, domnul Simeș, tot aia. Nu a luat măsuri. Nu, am fost și am vorbit cu fermieri, am vorbit cu domnul Dimitrie Muscă. S-a făcut măcel pe mistreți, ce drag. La Curtici. Așa. Și ați vorbit cu Muscă, cu cine? Da. În România avem ferme de porci. Da. De vaci. Dar nu poți să-l obligi pe Gates să bage bani în ce vrei matale. Așa, dar nu. Ăla zice vreau să fac conserve. Vreau să fac conserve de greieri. Păi dacă vine Gates și zice vreau să fac o fabrică de cannabis, e voie? S-ar putea să devină obligatoriu în curând. Dacă e Gates, nu? Dar dacă e un român care crește cânepă, pe care o creștem de mii de ani în România, nu ai voie și te vizitează din cotul de 5 ori pe an. Deci dumneavoastră vreți să interziceți prin actul normativ, că vreau să mă duc mai departe, inclusiv investițiile în zona asta? Da, nu le dai autorizație de funcționare, e logic. Asta e, pe asta ce motiv? Cum adică pe ce motiv? În România e interzis. Asta nu pe face ce parte. Motiv? Că nu interdicția, domnul Simion, interdicția trebuie să aibă un motiv. Sunt nocive la nivel de... Există expertiză științifică pe obicei de consum. Da, pentru români. Nu, că dumneavoastră nu vă place sau că mie nu-mi place, nu înseamnă că-s nocive. Victor, vreau să te întreb. Avem state care vin și spun, conform tradiției noastre culturale, este interzis să mănânci porc. De ce nu ne ducem noi la ele să le spunem, bă intoleranților, bă primitivilor? La fel, putem să spunem și în România, pe baza tradiției culturale, nu se mănâncă gândaci. De ce? Că așa vrea poporul român. La fel cum poporul arab nu vrea să mănânce porc, poporul român nu vrea să mănânce gândaci. Zi-mi și mie, ce este rău din punct de vedere legal, principial, că științific nu este nicio problemă să... Eu te întreb dacă în țara care, se uită la Bruxelles ca la soare, o să găsești pe altcineva în afară de Simion care să îndrăznească să spună că din când în când mai sunt și nori și plouă. Păi înseamnă că ne merităm soarta și că merităm să dispărăm ca popor. Păi da, prietene, dar eu nu vreau să vorbesc pe ipoteze. Eu vreau să vorbesc pe ceea ce trăim, da? Și deocamdată eu n-am văzut valul ăla de independență românească. Și să faci precum polonezii, să zici, este în interesul poporului polonez, să facem așa. Frate, și nu uite, zisă ungurul că e în interesul poporului unguresc să și facă... Și a tăiat 70% din fondurile europene 70% și banii din PNRR, europene și PNRR-ul. Astăzi. Da, forma asta de organizare, forma asta de organizare a Bruxelului și cei care conduc la Bruxelles
nu o să reziste foarte mult timp. Avem alegeri europarlamentare în 2024. O să avem guverne patriotice, cum va fi guvernul AUR și în Italia, începând din octombrie încolo. Se vor mai schimba lucrurile. Asta nu înseamnă că dispare Europa, că nu, continentul ăsta e de mii de ani. Asta înseamnă că și celelalte 100 de mii de ani. Ideile astea crețe de la Bruxelles se vor rări pe măsură ce ies oameni din ce în ce mai mult în stradă, pe măsură ce ies din ce în ce mai mulți oameni la vot ca să pedepsească, să sancționeze derapajele astea cu gândaci, cu energie vândută la suprapreț și așa mai departe. Cu toate mințile tâmpite care vor să ne modifice nouă obiceiurile de consum, că să nu mai mâncăm porci și vaci, să mâncăm gândaci, să închidem lumina și să ne forțeze să cumpărăm eoliene, fotovoltaice și mașini electrice. Imediat ce ne luăm cu toții mașini electrice, o să punem tot sistemul electric a țării și a continentului pe butuci. Cineva trebuie să zică lucrurile. Domnul Ionaș, hai să fim doigică contra, că altfel suntem în minoritate dacă ne lăsăm așa. Noi suntem cu progresism, mă știți că eu sunt fan progresist și în seara asta am dezbat idei cu domnul Ionaș. Ai și gleznele la vedere, da. Absolut. Dar, dumneavoastră, apropo de chestia asta, ce face influența, mă scuzați, domnul Ionaș, divaghez, dar, dumneavoastră, a fost acum, nu mai știu, vreo lună, nu mai știu, când Dănuța Budeanu la mine până Skype. Era la Bogați acolo și a intrat pe Skype. Și aveam invitat pe Radu Cristescu și pe Eugen Teodorovici. Și le spun, bă, fraților, în partea a doua e Dana Budeanu în direct cu noi. Și care a fost primul lucru pe care mi l-a spus Cristescu? Îmi pare rău că dau din casă, dar Radu știu că e băiat sincer și recunoaște. Și bă, să-mi iau dracu ciorapii aia lungi că mă face varză Budeanca. Vedeți ce înseamnă puterea influenței? Da? Și acum vă întreb, ca să fim în subiect. Este domnul Simion un influencer atât de mare și de puternic, domnule Ionaș, încât să determine o atitudine de transformare a poporului român, era să zic dintr-o sură bleagă, dar nu că mă amendează ce ne-au, în ceva rect, în ceva erect? În ceva cu personalitate, ca să zic așa, cum sunt ungurii, cum sunt polonezii, cu toate defectele lor. E domnul Simion catalizatorul ăla? Sau îl simțiți? Nu cred că există o persoană care poate astăzi transforma poporul român așa peste noapte să devină brusc un popor. Nu avem și noi un Robin Hood, un D'Artagnan. Evident că sunt subiecte cum e acesta pe care l-ați dezbătut până acum cu gândacii și așa. Mie îmi place mult subiectul ăsta. Evident că ar avea o susținere uriașă, pentru că nu știu dacă există 2% care ar accepta gândacii ca alimentație. Știți părerea mea, eu v-am mai spus-o, eu o să rămân la vacă și porc, nu mănânc gândaci nici bătut, dar cred de asemenea că e și un subiect care s-a umflat oarecum artificial, pentru că nu am văzut nicăieri, chiar am căutat, nu am văzut nicăieri posibilitatea ca într-un orizont apropiat să devină o chestie obligatorie. Evident că e posibil să existe o strategie ca pe termen lung să se ajungă... Nu e discuția cu transformarea în obligație. Hai să fim serioși, așa răspund progresiștii, care sunt ai noștri și îi susținem. Dar discuția pe fond este, dacă la un moment dat tu persecutând celelalte animale din care mâncăm noi, nu riști să dispară din galantare carnea de porc, de vacă, de rață, de ce vreți dumneavoastră, și să fii nevoit să mănânci gândăcăraie care s-ar putea să fie subvenționată ca să se impună pe piață să fie posibil, mai ieftină. Este foarte posibil ca pe termen lung ăsta să fie planul, dar aici ține și de voința fiecărui stat și fiecărui popor, pentru că vă aduc aminte despre, că tot a amintit Mirel Palada mai devreme, despre coridele din Spania, se vorbește de 50 de ani, că sunt locuri unde deja s-au cam închis. Și totuși au loc în continuare în anumite zone, nu pentru că tot e chestie culturală. Și în multe alte state, la fel, au chestii culturale care sunt ale lor și nu o să renunțe niciodată. La fel și în România, că, cel puțin în mediul rural, creșterea unui animal și tăiatul porcului. Și tăiatul porcului sunt chestii care țin de tradiție și de cultura noastră. Și să vă răspund de frații noștri progresiști că sunt obiceiuri barbare. Eu repet, eu am ajuns în punctul în care consider că
societatea e greu să o miști și de aceea cred că fiecare dintre noi individual avem datoria să promovăm ceea ce considerăm că reprezintă valorile noastre. Perfect de acord cu dumneavoastră, dar tu încă am intrat în criză. Stai că am o întrebare, deci fii atent. Mirele e foarte scurt. Foarte scurt, deci nu poți să miști societatea și aici aș fi și un pic cinic și aș zice că românii nu mai au nicio șansă, dar poți să faci reclame ca să convingi generații la rând că nu e bine să fumeze și să mănânce gândaci și să facă duș în doi. Deci pe de o parte avem voie să facem propagandă, să împingem spre zone care le considerăm dezirabile, dar în partea aia nu avem voie. Avem voie că nu trebuie să ne dea cineva voie, nu trebuie să ne dea voie Bruxelles, nu trebuie să ne dea voie Ciucă sau Ciolac. Ce are Mirel Palada împotriva dușului în doi aici? Eu nu înțeleg de ce s-a fuscat toată lumea la faza cu dușul. Păi nu avem spațiu locativ, marea majoritate dintre noi. Stați un pic, că mai am... timpul e foarte scurt. Domnul Simion, v-am urmărit cu... Era să zic cu atenție și îngrijorare, numai cu atenție și cu interes într-un interviu acordat, cred că colegii mele, Simona Gheorghe, dacă nu mă înșel, nu, lui Corpoș, nu? Când a sos în weekend aici. Și dumneavoastră ați făcut un gest care, repet, inițial m-a contrariat, ulterior m-a surprins și după aia m-am suspectat de calcul politic. Într-o lume în care toți își idealizează familiile și tot, și mă refer la lumea politică, dumneavoastră ați admis public problemele cu alcoolul ale tatălui dumneavoastră și apartenența la o minoritate sexuală a unui unchi al soției noastre sau ceva de genul ăsta. Altă soție, da, am găsit mai bună, e cea mai bună. Păi dacă va părăsi precedenta și cu toate fabulațiile. Așa, apropo, ce să-i fac? Dar e calcul politic ăsta, domnul Simion? Ați încercat să captați simpatia unui segment de populație care nu vă suportă? Sau domnul care Ciutacu, dumneavoastră, nu, am primit acuze de la Șoșoacă, de la a fost videochatistă care lucrează acum la domnul Pandele la televiziune. Am văzut că are parapompă dumneavoastră. Da, că unchiul soției e homosexual și asta au trimis la tata acasă. Tata săracul e pensionar pe caz de boală, e alcoolic din păcate. Ce voiam să zic... Păi de ce trebuia să puneți povestea asta pe tapet? Ați încercat să preîntâmpinați o anumită dezvăluire care nu știu să vă geneze? Da, n-ați văzut că de... mult timp încoace, noi suntem ținta acuzelor. Tata n-a fost fruntaș de partid, așa, și chiar dacă n-a ar fi fost securist, nu, chiar dacă ar fi fost, dar eu vă zic Bun, înțeleg că are o problemă de natură medicală cu alcoolul, da? Așa, eu ce voiam să spun, s-o treceți în CV, asta vă întreb. Ce voiam să spun este că fac parte dintr-o familie normală și dacă o să mă acuze în continuare pe familie, pe vizită în state, pe așa zise huiduiel de la liceul Lazar, da, eu sunt un om normal spre deosebire de ei care sunt umflați cu pompa și nu mi-e rușine de nimic din ceea ce sunt. Nu o să mă deranjeze nimic din atacurile care vor veni, nu ne descurajează, nu ne intimidează și vom ieși mulți în stradă și vom duce mișcarea asta politică care nu e pentru interesul nostru, al meu, al lui George Simion sau al membrilor mișcării, ci pentru interesul țării, o să-l ducem la bun sfârșit. Și o să facem România o țară normală, la media țărilor europene, dar nu așa în josul clasamentului, cum a fost adus. Mi-ați aprins băculețul. Nu mai pot să zic nimic. Doamnelor, domnilor, s-a terminat spațiul nostru de emisie. Mulțumesc domnului Simion, vă mulțumesc și dumneavoastră.